O duminică frumoasă tuturor și bine v-am găsit la un nou episod în care astăzi o să reacționăm la noul update, The Wild Update 1.19. Mulți credeam că o să fie un end update, dar posibilitate în 1.19, nu, în 1.20 o să fie update-ul end update, adică gen end update să mai bagi și niște chestii și vreau să vă arăt acum niște chestii foarte interesante de la, pentru că cei de la Minecraft o să adauge, hai să vă zic acum scurt și pe doi, dar oricum o să reacționăm și la Minecraft Live 2021 Update Highlights și trebuia să votăm și un mob, Glueru s-a dus pe ceva, după aia era LA vs. Copper Golem. S-a ales LA-ul. Noi, eu voiam sincer Copper Golem-ul pentru că era un pic interesant, sincer. Adică mai ai și tu un prieten mic. Nu, mă rog, asta este. Avem zburătoarea, cum s-a spune. Vex the Bowish, cum s-a putut spune. Vex the Bowish. Și haideți să reacționăm un pic la, uite, Caves in Cliffs, deci coming later this year. Deci cred că o să apară, bă, sper că o să apară în Crăciun. Cam așa ceva, așa de Crăciun, pentru că eu o să deschidem raton SMP 2. Mai este valabil până pe 20 și cred că până pe 19. Ok, wait a second, că avem Darius aparent avere bug-uri, parole și scrie. Deci Caves in Cliffs o să apară cu munții, cu dăștea. Și Minecraft joins, da, practic se aleagă, așa poți să scriezi nu știu ce, don't care, Minecraft Dungeons, e, de aici este interesant. Stați așa, de aici este interesant, stați să vedeți aici, deci nu ne poate da Minecraft Dungeons, poate într-o bună zi o să jucăm și noi pe canal, dar nu o fi, uite, da, The Wild Update Coming 2022, deci, o să fie băgat un biome nou, care o să fie superb. Un biome nou și copaci noi, mangrove swamp. Așa o să fie, cred că, biome-ul. Ne-a băgat broaște după un miliard de ani. Ne-a băgat broaște, după cum puteți observa, văd că e acolo un big drip leaf. Nu știu dacă acolo e pus intenționat, sau așa o să se spawneze. Ia uite cum fac. Mud blocks. Noi reacționăm acum ca să vedeți, să văd și eu, că m-am uitat tot livestream-ul, adică 3 ore, nu știu cât a durat livestream-ul, m-am uitat aseară și am votat și mobul Copper Golem-ul, pentru că Belle-ul, deci, dacă în trailerul ăla în care a prezentat Belle-ul, atunci, dacă ei au arătat că, deci Jeb i-a dat LA-ului un cookie. După aia a plecat. După aia a adus mai multe cookie-uri. Asta mulți oameni au crezut că o să multiplice itemele. Nu le multiplică, bă, băiatule. Doar ți le aduce. Și spun mulți critici că e un hopper. Lasă că vedem noi ce hopper este. Că aduce numai un item. Adică un stack de un item. Nu aduce nu aduce cât un hopper, nu aduce, nu, și este complet inutil, sincer, e complet inutil, adică pe bune, adică fii atent, de exemplu, dacă tu vrei să arunci ceva pe jos, vine el și se-l aduce înapoi și pe aia e enervant, pe bune, deci, mi se pare foarte prost, cea mai proastă alegere, Deep Dark, e, aici o să vă zic eu o chestie, eu cred, că în update-ul 1.18, deci discutăm și pe chestia asta imediat, vreau să zic că în update-ul ăsta, în update-ul 1.18, ceva îmi spune că nu o să adauge Warden-ul. Nu înțeleg de ce cred eu asta, dar nu cred că o să adauge Warden-ul. Și aici ei, din câte vedem, adaugă un dungeon. Un dungeon, sau mai bine spus, o fortăreață în Deep Dark. Sincer, arată foarte interesant cum e făcută. New school blocks. Interesting. LOL, și crește acolo. Both with chest. E, asta este mega șmecher, dacă vrei. Deci, asta este superb.
De superbă, both chestii. Superb chestia asta, e superbă. Și cam asta este trailerul. Gen e an epic live Minecraft livestream. În primul rând ne-a ținut, cred că vreo jumătate de oră, să ne uităm nu știu la ce videouri. Paolo, prima, dacă v-ați uitat la primul video de pe Minecraft Live, era, bă, de foarte cringe, literalmente. Mă, îmi place update-ul pe care o să-l adauge. Mă așteptam, sincer, să adauge end update, dar uite că nu. O să adauge LA-ul, o să adauge... Am văzut pe Minecraft Live că o să adauge licurici. Și mai adaugă ceva și în apă. A arătat pe live. Dar e foarte interesant. Sper că v-a plăcut această reacție, că până la urmă am reacționat la Minecraft Live, la noul update, The Wild Update. O să fie foarte interesant în 1.19-ul, așa că apăsați butonul de like și noi ne vom revedea pe data viitoare cu un nou episod, miercurea. Cred, nu știu. S-a terminat. Eu pot să merg la școală fizică acum, nu mai sunt online. Ne auzim miercuri. Pa, pa!